Salutări tuturor! Bine v-am regăsit din nou, suflete dragi și frumoase! Așa cum o facem zi de zi, ne reîntâlnim și astăzi cu multă iubire în suflete, cu multă armonie. Suntem din nou împreună la Minutul de Fericire și vă mulțumesc, dragilor, că sunteți aproape zi de zi. Împreună am descoperit că suntem foarte frumoși, foarte armonioși. Fiecare are un dar aparte, este unic, special în felul său și împreună încercăm să ne co-creăm zile mult mai senine, să ne susținem moralul. Împreună suntem ca și într-o mare familie și sunt recunoscător Universului vouă pentru că sunteți aici și că Universul ne facilitează aceste întâlniri, aceste conexiuni dintre noi. Sufletele frumoase întotdeauna se adună pe aceeași rezonanță și noi ne oglindim unii în alții. Dragilor, revenim la această zi de sâmbătă, această zi de 18 aprilie, o zi cu o amprentă saturniană, pentru că ziua de sâmbătă este guvernată de planeta Saturn, așa cum v-am mai povestit și în edițiile anterioare. Saturn, această energie a lui, o putem folosi să ne facem astăzi toate treburile în acest plan fizic și să ne încadrăm în timp, pentru că așa ne activăm această energie a lui Saturn, făcând treabă, fiind foarte organizat. Saturn gestionează și timpul din această dimensiune. Și conform tarotului, această zi este reprezentată de arcana numărul 18 de lună. O să vedeți pe ecran cum este ilustrată această arcană. După cum știți, eu vă vorbesc cum este luna, în ce zodie, în fiecare zi, pentru că luna ne influențează foarte mult. Arcana este ilustrată cu semnul lunii deasupra, o să vedeți arcana pe ecran. Pe fundal se văd și doi cățeluși care latră la lună, o apă, un rac, două turnuri, da? Ce reprezintă? Luna reprezintă energia feminină, reprezintă intuiția, această conexiune care o avem noi cu sufletul nostru, da? Cățelușe ar reprezenta demonii noștri interior sau sinele inferior, umbrele noastre. Întotdeauna când este lună plină, ies la suprafață anumite tipare, anumite frustrări, fricile noastre se accentuează întotdeauna când luna este plină, pentru că energia lunii ne iluminează sufletul nostru și atunci ies la suprafață acele frici ca noi să le conștientizăm, să lucrăm cu ele, să le alchimizăm, da? Să știm cum să lucrăm cu umbrele noastre, să nu le mai ascundem, pentru că ele vor ieși pe parcursul vieții la suprafață și noi, dacă nu lucrăm cu ele, nu vom ști să le ținem în frâu, să le alchimizăm, să le transformăm, ele se vor accentua, vor deveni tot mai intense, da? Și ne vor schimba comportamentul nostru, caracterul nostru. Este bine să ne observăm când ne vin la suprafață anumite frici, de unde vin aceste frici, da? Poate le-am moștenit, poate le-am din alte vieți, de pe arborele genealogic. Să ne observăm întotdeauna când este lună plină, pentru că ies la suprafață foarte multe tipare. Suntem așa mai altfel, mai lunatici pe lună plină, da? Acel rac și cu apa reprezintă racul, familia, rădăcinile, ceea ce am moștenit noi din alte vieți, da? Apa reprezintă subconștientul. Când este lună plină, noi avem capacitate de a ne conecta la subconștientul nostru și noi mai descoperim o fărâmă din anumite programe din subconștientul nostru, din bagajul nostru, ce l-am acumulat, da? Racul reprezintă bagajul nostru, rădăcinile noastre și noi putem să lucrăm cu ceea ce conștientizăm pentru a transforma, da? Și întotdeauna noi descoperim doar câte o bucățică putem să accesăm din subconștient, pentru că dacă am accesat mai mult, dar nu ni se dă această posibilitate, nu, pentru că nu am putea duce. Noi întotdeauna când facem o curățare,
Când vindecăm ceva, doar o fărâmă, ceva iese la suprafață tot timpul și este bine să ne observăm, să lucrăm cu subconștientul nostru. Subconștientul nostru să ne devină ca și un prieten, pentru că în subconștientul nostru, când am plecat în această călătorie pe acest pământ, ni s-au pus ca și cum într-un bagaj toate instrumentele de care avem noi nevoie să ne descurcăm în această viață și noi tot accesăm așa acele instrumente care sunt acolo. Este bine să ne observăm, da? Pentru că subconștientul nostru nu este în noi, este într-o altă dimensiune, da? Și este bine să ne împrietenim cu subconștientul nostru, să-l considerăm ca și un prieten, nu ca și un dușman, da? Pentru că subconștientul ne poate crea vieți frumoase, dar și vieți foarte dezastroase, depinde ce avem acolo în bagaj și de aceea este bine să lucrăm cu subconștientul. O să fac o altă ediție despre subconștient, cum să lucrăm, da? Într-un alt material pe viitor. Și acele turnuri reprezintă dimensiunea fizică și dimensiunile astrale. Noi, în această perioadă, până luni, până la ora 9, suntem cu luna în pești. În fiecare zi vă spun cum este semnul lunii, în ce zodie. Asta ce a reprezenta? Zodia peștilor este o zodie care se ocupă cu spiritualitatea, cu tot ce ține de lumile subtile. Suntem așa foarte conectați. Se întâmplă și o conjuncție cu Neptun. Neptun este planeta divinității, a spiritualității, a energiei cristice, da? Ca și cum cu toții avem în această perioadă un fir întins conectat către Dumnezeu, da? Chiar dacă conștientizăm asta sau nu, ne simțim foarte conectați cu planurile astrale. Cei mai conectați sunt cei din zodia Pești, cei din zodia Rac și cei din zodia Scorpion, zodiile de apă. Dar și ceilalți vor simți această conexiune. În aceste zile avem posibilitatea să ne conectăm cu planurile astrale, să fim foarte conectați cu lumile subtile, să accesăm dimensiuni înalte, da? Mai ales prin intermediul viselor putem să ne vindecăm, se pot întâmpla foarte multe miracole. Dar noi să fim deschiși și să ne dorim asta, da? Putem face diverse călătorii astrale. Dacă îți dorești să faci o călătorie astrală într-un mod conștient, este bine să ai rinichii sănătoși și energia sexuală la maxim, da? Este bine să ai energia la maxim pentru că energia sexuală este o energie creativă, este o energie foarte importantă, dar noi nu prea îi dăm importanță. Energia sexuală, când este la capacitate maximă, are acea capacitate de a ridica forța vieții, ridică energia kundalini, va trece prin toate chakrele și tu vei ieși din corp. Pur și simplu ca și cum se întâmplă în interiorul tău o explozie. Dar despre călătorii astrale pe viitor vom vorbi cum se procedează, cum să ajungi să călătorești în astral așa cum o fac eu uneori și îmi iau informații din astral pentru că ceea ce vă transmit eu vă transmit din ceea ce am văzut eu în astral, sunt experiențele mele, nu sunt experiențe SF citite din alte cărți și cărți scrise după alte cărți. Eu vă spun ce este autentic așa cum percep eu de la nivelul meu actual de acum, da? Și chiar dacă conștientizăm că călătorim, noi călătorim, da, în astral prin intermediul viselor. Și putem să accesăm diverse planuri, să ne vindecăm, să ne eliberăm de anumite bagaje, doar să avem intenția, dar este necesară o pregătire în aceste zile, da? Înainte de a merge la somn, este bine să fac o baie cu sare, să mă curăț, să-mi curăț trupul fizic, da? Să ascult o muzică, o rugăciune, o meditație, ceva, ca să nu intru eu cu anumite energii în somn, da? Când o să adorm, pentru că la nivelul la care sunt eu, voi accesa acea dimensiune. Cu cât eu sunt pe o frecvență mai înaltă, voi avea posibilitatea ca în timpul visului să merg în dimensiuni mai înalte, în planuri înalte, da? În planurile vindecării. Se întâmplă tot felul de vindecări, poți primi inițieri, așa cum mi se întâmplă mie, da? Să merg la diverse cursuri în astral, să mă întâlnesc cu diversi maestri și apoi eu vin când mă întorc în planul fizic, mult mai
Înțeleg, pentru că primesc inițieri, primesc diverse răspunsuri din planurile înalte, merg pe la diverse școli. Poate pentru unii sună tra-la-la, dar eu vă spun ceea ce experimentez eu. Și cei care sunt inițiați, oamenii mai deschiși la minte, înțeleg ceea ce spun eu. Toate aceste invenții, descoperiri de care ne bucurăm cu toții, da? Au venit din planurile înalte, pentru că divinitatea, ființele de lumină, alte, să spunem, entități, alte ființe extraterestri ne-au furnizat întotdeauna informații. Cum să construiești un telefon, un televizor, toate acestea au venit din sursă divină, prin inspirație. Nikola Tesla, la fel, primea foarte multe informații, are foarte multe descoperiri și acum, dar nu sunt puse în aplicare. Foarte multe proiecte sunt ascunse ale lui, da? Despre energia liberă, dar nu s-a dat aceste invenții umanității deocamdată, dar vor ieși la suprafață pe parcurs. O să vedeți că lumea noastră este în schimbare, da? Tot ce a apărut prin inspirație divină aici pe pământ, s-a manifestat. Pentru că ideile nouă ne vin prin gânduri, dar noi suntem influențați din planurile înalte. Umanitatea întotdeauna a fost sprijinită. Gândiți-vă cum a fost umanitatea când a apărut, că am fost cu toții ca niște maimuțe, da? Am fost foarte primitivi, nu aveam nimic, trăiam în sălbăticii, în pește și umanitatea cum s-a ridicat, cum a evoluat și cum va evolua pe parcurs. Pentru că umanitatea nu se va distruge. Să știți că sunt ființe înalte de lumină care nu ne va lăsa, chiar dacă sunt unii care au gânduri diabolice, să ne distrugem, să creeze tot felul de tehnologii, să ne țină manipulați, să știți că asta nu se va întâmpla. Civilizația noastră va evolua, va merge departe și tehnologiile se vor schimba și Pământul va arăta foarte diferit, da? O să vedem că ceea ce am văzut noi prin filme, prin SF, așa va fi și pe Pământ, da? Pentru că și acele filme au fost ca și o inspirație pentru ce va fi pe viitor, pentru că cine a scris acel scenariu a fost inspirat, da? Deci, în aceste zile, noi putem accesa dimensiuni foarte înalte, avem conexiune cu Divinitatea, ne putem întâlni cu Cristul nostru lăuntric și este bine să fim deschiși, să nu opunem rezistență. Chiar vă aștept la noapte să medităm împreună la ora 1, da? 1 reprezintă Dumnezeu 1, da? Sursa primordială. Suntem la noapte, în Paștele cade în ziua 19. 1 cu 9 dă 10, da? 0 se reduce și la fel este 1. Toate lucrurile s-au sincronizat într-un mod așa foarte armonios, divin, fără să le regizez eu, toate s-au așezat așa, au curs, da? Noi suntem conectați așa pe un flux. Mâine vom vorbi despre Arcana Soare, da? Și duminica este guvernată de Soare. Ia uitați o altă sincronicitate. Soarele reprezintă lumina. Soarele, învierea, învierea lui Isus, toate lucrurile se aranjează într-un mod așa foarte armonios. Noi în ziua de 22 vom termina cu aceste arcane, cu aceste arcane majore. În data de 23 vom face și ritualul cu cei 5 arhangheli, da? Dar înainte de a face ritualul, este bine să facem o curățare, pentru că luna luni, marți și miercuri, va fi în berbec, în energia focului. Și este bine să ne conștientizăm fricile noastre, da? Să le scriem pe o foaie și în aceste zile, când simțim noi, scriem pe o foaie ce vrem să scoatem din viața noastră, pentru că această energie a berbecului ne ajută să facem un detox, să scoatem tot ceea ce nu ne folosește, ca să fim, să avem teren liber pentru lună nouă în taur, da? Pentru că luna nouă în taur este o lună cu o energie uraniană, da? Se întâmplă și o conjuncție. Uranus este planeta care se ocupă cu viitorul, cu invențiile, ca și cum avem un intro cu ceea ce se va întâmpla în viețile noastre în anii următori. Ne va influența foarte mult această energie. Este o energie foarte puternică. Taurul se ocupă cu fertilitatea, cu bogățiile, cu abundența, da?
Și este un moment așa foarte bun, această zi de 23, să facem ritualul. O să vorbim, o să ne întâlnim, o să vă explic, da? Dar înainte de toate vom face acest ritual de eliberare, de a scoate. Ne scriem fricile noastre pe o foaie și apoi dăm foc acelei hârtii, acele foi, da? Și putem să aruncăm cenușa la toaletă, afară, pe geam, dar ne debarasăm și uităm, ne eliberăm. Dar vom scrie în cuvinte puține și fără să folosim nu, pentru că Universul nu cunoaște negația nu, da? Folosim propoziții, cuvinte scurte, cât mai scurte, da? Și cât mai corecte formulate. Și să luăm, dragilor, și un mesaj, să vedem ce ne-ar transmite Fecioara Maria, Arhanghelii. Astăzi este guvernată această zi de Arhanghelul Casiel. Casiel este îngerul toleranței. Se ocupă cu timpul din această dimensiune, da? Pentru că în Univers nu există timp, noțiunea de timp. Totul este într-un prezent etern. Noi, în această dimensiune, avem nevoie de această unitate de măsură de timp, ca toate lucrurile să nu se întâmple în același timp, da? Dar în Univers, prezentul și trecutul, toate sunt interconectate. Totul este un prezent etern, da? Asta reprezintă eternitatea. Și v-am mai spus că în această zi este guvernată și de Arhanghelul Jeremiel. Este Arhanghelul care ne ajută să ne înțelegem procesul vieții, întâmplările din viețile noastre, să dăm iertare, să ne eliberăm. Dați click pe episodul din săptămâna anterioară și o să vedeți mai multe informații despre Jeremiel, pentru că nu o să mai iau să mai repet aceleași informații săptămânal, da? Ca să nu vă plictisesc. Deci suntem foarte conectați. Totul a venit așa în acest an foarte conectat. Paștele, învierea cu luna în pești. Suntem foarte conectați la planurile superioare, la divinitate. Vălurile devin foarte subțiri. Cu toții vom trăi în extaz. Vom simți că suntem așa conectați, lumina noastră mică, sufletul nostru se va conecta cu lumina primordială, cu sursa, da? Cu toții ne vom simți mult mai puternici. Lucrurile se întâmplă cu un motiv, da? Să conștientizăm că biserica este în sufletul nostru, pentru că nu avem nevoie de lucruri exterioare. În acest an învățăm, conștientizăm și înțelegem că Dumnezeu este pretutinde și este în interiorul nostru, să nu-L mai căutăm doar în biserici. Îl avem în interiorul nostru. Lumina este în noi, lumina noi suntem, da? Și să vedem Fecioara Maria ce ne-ar transmite. Ia să vedem, pentru că m-am lungit cam mult. Dar cum primesc informații, niciodată nu știu ceea ce se întâmplă. Mă deschid ca și un canal și emit. Sfânta Fecioară Maria, te rog să mă ghidezi, te rog să ne transmiți nouă tuturor, acelor care vom vedea acest video, acele mesaje, acel mesaj pentru această zi de 18 aprilie. Să vedem ce ne transmite Fecioara Maria și ne transmite în momentul prezent. Să fim aici și acum. Să nu ne lăsăm influențați de tot felul de gânduri, de trecut, de viitor. Viitorul, adică schimbarea, o putem să o facem doar din momentul prezent. A schimba viitorul, a schimba trecutul, doar din prezent. Vorbeam despre prezentul etern, da? Să fim aici și acum, da? Să fim în prezent, ancorați la ceea ce se întâmplă acum. Să nu ne gândim că anul trecut eram cu familia și petreceam Paștele, nu știu cum, eram la biserică. Sunt aici și acum și mă bucur de tot ceea ce îmi oferă prezentul actual. Sunt în prezent, doar când sunt în prezent, eu sunt ancorat la viață, sunt conectat la fluxul vieții. Și să vedem ce ne mai transmit și arhanghelii. Dragi arhangheli din Lumina Divină, vă rog, ghidați-mă și transmiteți-ne nouă celor care vom vedea acest video, acel mesaj cu acel arhanghel care vine astăzi să ne susțină, să ne aducă acel mesaj de încurajare. Ia să vedem ce mai primim. Și vine Metatron cu miracole. Miracolul învierii. Învie Cristul lăuntric în noi. Vedeți că este ilustrat în acest card un bebeluș, da?
Ca și cum în interiorul nostru se naște o nouă lume și avem posibilitatea să co-creăm în această noapte prin intermediul meditației pe care doresc ca să ne adunăm cu toții să co-creăm o nouă lume, să creăm o nouă versiune a noastră, da? Se naște o nouă lume, avem parte de miracol, miracolul învierii în sufletul nostru al lui Isus. Ne conectăm la această energie cristică. Dacă suntem în prezent, în momentul prezent, putem avea parte de miracole, vindecări, de tot felul de întâmplări miraculoase. Trăim momente magice acum, trebuie să fim conștienți de ceea ce se întâmplă. Să știți că acum foarte multe suflete stau la coadă pentru a se reîncarna pe pământ, pentru că planeta noastră s-a ridicat și nu vor mai veni suflete de joasă frecvență așa cum au venit până acum. Da? Planeta noastră este în 4D, 4D pe la mijloc și după cum ați văzut, copiii din ziua de astăzi sunt foarte miraculoși, formidabili. Uitați-vă la românii au talent. Ați văzut ce copii foarte energici vin, cu atâtea capacități, calități, sunt foarte diferiți de cei anteriori. Mă refer de generațiile anterioare. Ei văd viața altfel, totul vine natural și expresia feței lor, ei sunt foarte diferiți. Au foarte multe capacități, foarte multe daruri. Lumea noastră este într-o evoluție. ADN-ul lor este mai diferit. Conține mai mult siliciu, ce mai vrâstră, așa cum am spus, au un ADN bazat pe carbon, da? Dar și ADN-ul lor se schimbă. Dacă noi suntem în contact cu lumina, ADN-ul nostru se deschide, înflorește și atunci când se activează anumite secvențe de ADN, noi avem posibilitatea să primim mai multe informații, să fim mai conectați cu viața, cu lumile de dincolo. De acolo primim toate informațiile și putem să trăim aici vieți în plenitudine, vieți frumoase, miraculoase. Nu am venit pe pământ să ne chinuim, să trăim de pe o zi pe alta și să fim sclavi, manipulați sub apucul altora. Este timpul să devenim propriul nostru stăpân, da? Eu vorbesc foarte mult pentru că primesc informații, sunt ca și un canal, ca și un radio, da? Și tot ceea ce vă spun nu sunt de la mine. Eu downloadez aceste informații în timp real, da? Sunt un transmițător și vă transmit vouă tot ceea ce îmi vine pe frecvență, ca să înțelegeți de unde primesc aceste informații, de unde îmi vin meditațiile. Pentru că foarte multe prezentatoare, chiar și de la televiziunile naționale, m-au invitat în diverse emisiuni și mă întreabă de unde știi atâtea informații, de unde ai tu aceste informații creind aceste meditații. Și eu le-am spus că tot ceea ce primesc îmi vin ca și informații din planurile înalte. Sunt ajutat de maestri, prin intermediul viselor merg la diferite școli în astral, primesc diverse inițieri, am și primit și săptămâna asta. Nu am vorbit public despre ele, dar dacă aș vorbi, unii ar considera că sunt tralala, deci nu sunt nicio măicuță cosmică sau ce și-ar închipui alții, sunt foarte ancorat în prezent, mă supune oricăror teste, oricăror poligrafe, da? Sunt foarte ancorat, ceea ce vă spun vine din dimensiuni înalte, pentru cei care au dubii, da? Unii vor considera că debitez, da? Dar eu vă spun, ceea ce primesc și ceea ce primesc vine de acolo de unde trebuie, da? Din lumină. Deci să fim în momentul prezent și avem parte de miracol, miracolul învierii. Ne renaștem cu toții într-o nouă versiune. Totul s-a sincronizat într-un mod divin. Totul este perfect așa cum este. Despre alți arhangheli vom vorbi zilele următoare pentru că m-am lungit în acest video cam mult. Și o să creez și ritual, vom vorbi noi pe parcurs. Rămâneți aici conectați pentru că veți afla foarte multe informații. Informații ce nu le puteți accesa pe alte canale, pentru că sunt canale de ritualuri, sunt canale, dar sunt informații copiate de la cei din străinătate și sunt o formă de a imita. Eu vă spun să lucrăm cu energiile cosmice, să fim în ritm cu aceste energii. Când facem un ritual, să-l facem în acord cu divinitatea, în acord cu energiile momentului, da? Pentru că toate se fac într-un anumit timp, da?
sunt anumite energii specifice și noi este bine să profităm de ele. Și tot ceea ce vine ca și informație la mine vin și din viețile anterioare, ca și cum eu știu sigur că am mai practicat în alte vieți ceea ce fac acum, ca și cum mi-am activat o secvență din viețile anterioare și a ieșit la suprafață și eu mă manifest, da? Mi-aduc aminte când eram copil, îmi plăcea să mă cred așa ca și un vrăjitor, urmăream filmul Inelul Arabelei și îmi puneam o pătură pe umeri ca și cum aveam o pelerină și îmi plăcea să fac licor, da? Din diverse plante, pastile, îmi plăcea să mă joc cu vântul, să îl invoc. Trăiam în lumea mea magică. Când ești copil, tu te manifesti așa rafinat, așa cum ești, pentru ce ai venit tu să faci în această lume. Dar cu timpul, societatea, părinții, familia, îți vor tăia aripile, da? Devii foarte ancorat în acest plan fizic și tu te îndoctrinezi. Dar viața îți va oferi tot felul de situații încât să te trezească și să revii din nou la misiunea ta pe drumul tău. Dragilor, cam atât am vrut să vă transmit, vă urez un Paște liniștit, fericit în suflete, un Paște plin de lumină, să fim cu toții cât mai luminoși, cât mai armonioși și să fim cu toții binecuvântați de către divinitate, să trăim cu adevărat vieți conștiente, vieți asumate, să fim cu adevărat lumina, să lăsăm ca lumina din noi să se expandeze, să devenim cu fiecare zi ce trece tot mai luminoși. Lumina din noi va transforma această lume, da? Și nu uitați, vă aștept pe toți la ora 1 să ne întâlnim. O să fac și o postare în secțiunea comunitate și pe Facebook, să fim în număr cât mai mare la această meditație de grup. Și vreau să vă mai transmit tuturor Hristos a înviat, da? Hristos a înviat, vă transmit așa în avans încă de pe acum. Pe curând, dragilor, și numai bine și să ne întâlnim mâine la o nouă ediție. La revedere!